este cazul să vi-l prezint. Activează pe coasta sudică a Ciocanei și își bucură sectoristul săptămânal. Astăzi vom relata povestea marelui goc maestru Râca. Vă prezentăm o nouă rubrică, Portret cultural moldav. Grigorie Racu, cunoscut de admiratorii săi ca Râca, s-a născut în anul 1990 în sectorul Ciocana al Chișinăului și a făcut studiile la școala medie numărul 35. Din clasa 6-a a fost mereu prezent pe panoul de urmărire al sectorului de poliție. Debutul carierei sale și prima întâlnire cu sectoristul au avut loc la ISEI 13 ani, după ce de pe un șantier de construcție a sustras niște instrumente. El spune că această întâlnire l-a întărit moral și l-a ajutat să crească din punct de vedere profesional. Din banii câștigați și-a cumpărat primul costum scenic. Și frate, caroce, este primul costum al meu, de la Dela, caroce, la voastră. Băi, eram la zâmbet cu dâns, caroce, intram cu transport și bazarești, băi, ăsta... Și niște gramete, caroce, am primit atunci, că poți dai mai aproape. La vârsta de 15 ani se înscrie în clubul de dansuri sportive Snap Chicani Style. Acolo face cunoștință cu noi maestri ai dansului, cum ar fi Pavel Întunecatul și Eugen Strabism. Caroși, ca soi cu omului, venim aici seara, caroși, tăpem niște broașcă, și niște snapcicuri, caroși, le punem play, îmi dă și bazăriești, băi, pe asta aia n-aram cu moi, caroși. Râca a avut o creștere spirituală atunci când a început să asculte piesele lui Pitliura. Feciorul procurorului, Nord-Nord, Nopțile Polare, După perete, Mai stă un perete și multe altele care l-au îndemnat la niște proiecte frumoase, cum ar fi Stop Hop, Divorțul de bani și, desigur, Definirea răbdătorilor pe viață. Păi, определим терпили по жизни, разведем де бань, короче. Шнет не цара, мы еще мы гапане. Мы лавали де завод, де стеклянный завод. La 19 ani a făcut cunoștință cu Mistrețul. Împreună au avut niște colaborări mărețe care sunt de neuitat și care au lăsat amprente atât în sufletele vânzătoarelor de la minimarketul de pe strada Maria Drăgan, cât și pe mânerele de la ușa acestui magazin. Băi, Râca că tare dvijnicovă-i pățan. Dar atunci așa s-a prins o nepaneatcă, el a început să plicească bâșcă. Eu i-am spus, băi, de să îmbrăcăm mănușele. Dar el nu, bă. Și aia că mă așa s-a prins când i-a cântat raialul. Și am stat 5 ani lângă țării și am așteptat zvanul. În 2014 revine în forță cu un nou proiect intitulat Spărgătorul de uși, asistat de craniu și tulbure. Om lui pist cardon la Irlanda, dar cere badejește și cacelele, că balaua lui e unul. Pirecal? Eu știu pirecal, știu și în el stai într-o mână. Noi eram cu dânsul de mult la stăcării, bem pivă și vin aici trei flâșnici, na? Бессмертный существ! Уже путку варианте, господи! Что нам определили по дыши? Фукта стрелка, дозы, чуханша, жишкановка. Что я ее винит, я вам отпустил слабвесно, слабвесно я отпустил. Что это с фолок волями? Реализерили карьера и эволюция лу Рыкал пар винити для сине. А, здорово, здорово, Широй, здорово, Чкбатан. Dar în spatele uriașului succes se găsesc ani buni de muncă înverșunată, de studii intense, de multe opreliști și nevoi. Astăzi, Râcăl își continuă cariera, susținând recitaluri și având colaborări atât în sectorul Ciocana, cât și peste hotarele ei. Hei, mulțumesc mult că ai privit filmulețul nostru! Pune un like mai jos și scrie în comentariu ce anume ți-a plăcut! Și nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube. Iar ca să primești notificări și să afli primul de următorul nostru clip, apasă pe clopoțel alături de subscribe. Și încă ceva, pentru mai multe clipuri, click aici.